Cuvântul care zidește. Bun găsit, dragi ascultători! Sunt preotul Narcis Stupcanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul care zidește. V-ați întrebat vreodată care ar fi modul prin care ne-am putea distinge noi creștinii într-o societate? Am putea spune că prin însemnarea cu Sfânta Cruce. Dar cum ne-am distinge atunci când nu facem Sfânta Cruce? Sfântul Macarie, egipteanul, spune că acesta este semnul distincției creștinului, smerenia. Rămâneți alături de noi pentru a descoperi câteva aspecte importante ale smereniei. Smerenia este recunoașterea cu adevărat a stării noastre, a nimicniciei noastre. Este o virtute ce ține de conștientizarea statutului nostru în fața lui Dumnezeu și în fața semenilor. Cu alte cuvinte, smerenia este recunoașterea realității. Pe de altă parte, smerenia își constituie valoarea tocmai în faptul că nu se poate vedea. Cel care și-a însușit-o ar trebui chiar să nu-și dea seama că deține această virtute, pentru că în momentul în care se laudă că este smerit, o pierde. Așadar, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă ne socotim păcătoși atunci când suntem păcătoși, precum și suntem, ne îndreptăm cum s-a îndreptat și vameșul. Cu cât mai mult ne vom îndrepta când ne socotim păcătoși, deși suntem drepți. Dacă smerenia face din păcătoși drepți, cu toate că aceasta nu-i smerenie, ci o recunoaștere a propriei stări sufletești, deci dacă recunoașterea propriei stări sufletești poate atât de mult asupra păcătoșilor, gândește-te ce minuni poate săvârși smerenia asupra drepților. Dar se ridică aici câteva întrebări. De ce avem nevoie de smerenie odată ce omul este coroana creației lui Dumnezeu? De ce să ne micșorăm într-atât odată ce am fi îndreptățiți oarecum să ne credem superiori? Ei bine, la aceste întrebări ne răspunde Sfântul Vasile cel Mare în omilia sa despre smerenie. Dacă omul ar fi rămas în slava ce i s-a rânduit de Dumnezeu, n-ar fi avut o falsă măreție, ci una adevărată. Ar fi fost înălțat de puterea lui Dumnezeu, ar fi fost luminat de înțelepciunea dumnezeiască și s-ar fi bucurat de viață veșnică și de veșnicile bunătăți. Dar, pentru că și-a mutat în altă parte dorința de slava dumnezeiască, pentru că nădăjduia să fie mai mare și pentru că se grăbea să ia ce nu putea lua, a pierdut și ceea ce putea avea. De aceea, cel mai bun mijloc pentru mântuirea lui, pentru vindecarea de boală și pentru întoarcerea spre starea de la început, este smerenia. Adică a nu-și închipui că se poate împodobi prin propriile lui puteri cu vreo slavă oarecare, ci să o ceară de la Dumnezeu. Așa își va îndrepta greșeala, așa își va vindeca boala, așa se va întoarce la sfânta poruncă pe care a părăsit-o. Astfel, dragi ascultători, mântuirea noastră nu este posibilă fără smerenie. Această virtute însumează într-un fel sau altul pe toate celelalte virtuți. Ea este singura care poate să înfrunte cel mai mare păcat, care fără îndoială este mândria. Cel smerit nu cade niciodată. De altfel, unde ar putea să cadă când se află mai jos decât toți? Mare înălțare este smerenia. Cinste și vrednicie mare este umilința. Să ne obișnuim, deci, și noi a ne constrânge la umilință, chiar dacă inima noastră nu vrea, și rugându-ne și invocând neîncetat, cu credință, cu nădejde și cu dragoste, numele lui Dumnezeu, să așteptăm să trimită în inimile noastre pe Duhul Său. Aceste afirmații, dragi ascultători, ale Sfântului Macarie, egipteanul, precum și alte sfaturi părintești cu privire la smerenie, ne aduc și câteva nedumeriri. Cum să te înalți dacă tu te consideri cel mai mic dintre toți,
și cum să dobândești o așa mare vrednicie când te retragi din fața laudelor și a aprecierilor. Într-adevăr, după propria noastră logică, este imposibil acest lucru. Însă, conform logicii divine, dar și potrivit realității și exemplelor concrete, smerenia ne înalță. Gândiți-vă la ce grad de sfințenie au ajuns oamenii care s-au considerat pe ei înșiși cei mai păcătoși și cei mai mici. Gândiți-vă la asceții din pustie și la toți cei care, printr-o viață simplă, au ajuns la o înțelepciune și un discernământ nemaipomenite. Sfântul Chiril al Alexandriei ne explică aceste lucruri spunând căci noi, când ne coborâm din înălțimile deșarte ale vieții de aici la cele smerite, primim neîndoielnic slava de sus și urcăm la treapta de Dumnezei după har. Și dobândind asemănarea cu Fiul adevărat după fire, suntem numiți fii ai lui Dumnezeu. Și ca să spun ceva înrudit cu cele afirmate înainte, vom renunța de este cazul și la însăși culmea și maica oricărei cinstiri de pe pământ, de cugetăm la cele cerești și vom viețui mai degrabă în cele de sus decât în cele de pe pământ. Așadar, pentru a ne ridica la cele înalte, avem nevoie de umilință, de modestie, de bun simț, de rușine și de toate celelalte aspecte ale smereniei. De aceea, învățătura de bază a creștinismului se cuprinde în cuvintele Sfântului Macarie Egipteanul, care ne spune că oricâte fapte de dreptate ar face omul, să nu se mulțumească cu ele, să nu se considere mare, ci să fie sărac cu Duhul. Iar dacă se face părtaș al harului, să nu creadă că a primit ceva, să nu creadă că este cineva și să nu înceapă să învețe pe alții, ci din contră, ducând o viață curată, fiind ospitalier, postind mult, rugându-se și împărtășindu-se de har, să nu socotească sufletul său de preț. E foarte greu, dragi ascultători, să vorbești despre smerenie, mai ales în această perioadă când tupeul și adeseori obrăznicia sunt încurajate. Când se pune mai mult accentul pe stima de sine și nu pe credința în Dumnezeu și nădejdea în purtarea lui de grijă. Dar poate cu ajutorul Sfântului Maxim Mărturisitorul vă veți putea da seama de ce este atât de important să ajungem la această stare. Iată ce spunea. Puternica păzitoare a virtuților, adică smerenia, întâiul și cel mai mare dar al lui Dumnezeu, care este rodul adevăratei filosofii. Iar prin aceasta, omorând pricinile patimilor, adică simțurile, împreună cu familiaritatea lor cu cele sensibile, înrudite cu ele, ne despărțim cu totul de lume, încât putem privi cu ochiul netulburat al sufletului cele inteligibile, cele spirituale, din care și după care sufletul, străbătut cu adevărat de smerenie și ajuns în stare să primească chipul arătării dumnezeiești, e cucerit de dumnezeiasca dragoste, care ne face în loc de robi prieteni, ridicându-ne la vârful legii, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și cele următoare, încât să nu mai îngăduim niciuneia din puterile noastre spirituale să mai tindă spre altceva decât spre Dumnezeu cu toată bărbăția. Un alt fenomen care se manifestă dintotdeauna este falsa smerenie. De foarte multe ori se întâmplă să fim înșelați de astfel de oameni care nu încearcă altceva, prin adoptarea unui astfel de comportament, decât să dobândească anumite beneficii, aprecieri și așa mai departe. De aceea este important să știm care sunt semnele distinctive ale adevăratei smerenii. Sfântul Ioan Gură de Aur ne ajută să facem această deosebire în omiliile sale la Matei. Iată ce spunea. Smerenia este mama înțelepciunii. Dacă ai smerenia, le vei avea și pe toate celelalte. Frumusețea chipului smereniei răspândește și asupra celorlalte mădulare multă frumusețe. De a-i amesteca mii de culori, nu vei reuși să faci o frumusețe ca aceasta. Dacă vrei să-i vezi și ochii, vezi că sunt încondeați minunat cu bună cuviință și cu cumințenie. Sunt atât de frumoși și de pătrunzători pentru că îl văd chiar pe Domnul. Fericiți cei curați cu inima
că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Gura smereniei este înțelepciune și pricepere, cunoaște cântările cele duhovnicești. Inima ei este iscusită în cercetarea scripturilor, în păzirea adevăratelor învățături, în milostenie, în bunătate. După cum nu-i cu putință să trăiești fără inimă, tot așa nici nu-i cu putință să te mântuiești cândva fără această inimă duhovnicească. Din ea se nasc toate cele bune. Smerenia are și mâini și picioare, faptele cele bune. Are și suflet, dreapta credință. Are și piept de aur și mai tare decât diamantul, bărbăția. Îi este ușor să sfărâme orice, dar pieptul ei nimic nu-l poate sfărâma. În sfârșit, duhul smereniei, care este în cap și în inimă, este dragostea. În comparație cu înălțimea la care ne poate duce smerenia, dragi ascultători, cu siguranță sunt puține cuvintele pe care le-am amintit despre această virtute. Însă, pe cât de mare și de înălțătoare este, pe atât este de vulnerabilă. Odată ce ne-am dat seama că suntem smeriți, am pierdut această virtute. Iată, cel mai mic gând al mândriei ne fură cea mai frumoasă virtute, dar chiar și atunci nu e totul pierdut. Tot smerenia ne poate readuce pe drumul firesc și ne poate înălța din nou către împărăția lui Dumnezeu. Dragi ascultători, aici a sfârșit ediția de astăzi a emisiunii Cuvântul care zidește. Sunt preotul Narcis Stupcanu, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit în final să meditați la cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur. Prin smerenie vom intra într-o împărăție a cerurilor.